Miercuri, joi și vineri, mai multe localități și comune din zona Romanului vor rămâne din nou fără energie electrică pe parcursul întregii zile, deoarece echipele furnizorului principal de energie electrică realizează o serie de lucrări menite să modernizeze rețeaua proprie. Se intenționează montarea în aceste zile a unor echipamente telecomandate care, în cazul apariției unui defect în rețea, vor permite identificarea exactă a zonei avariate, dar vor conduce și la o scădere importantă a numărului consumatorilor afectați de avaria respectivă. În această perioadă, compania noastră derulează lucrări de investiții pentru modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice din zona Roman prin montarea unor echipamente telecomandate pe liniile electrice aeriene. În situația apariției unor avarii, aceste echipamente permit localizarea rapidă a zonei cu defect și, de asemenea, reducerea numărului de consumatori afectați și a duratei de restabilire a alimentării. Pentru executarea acestor lucrări de montaj în condiții de siguranță, sunt necesare și întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Cerem scuze clienților noștri pentru disconfortul creat și asigurăm, de la finalizarea lucrărilor, calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice va crește. Pentru realizarea acestor lucrări, miercuri va fi întreruptă energia electrică în localitățile Moldoveni și Hociungi, între orele 9 și 17. Joi, între orele 8:30 și 16:30, nu va fi energie electrică în localitățile Traian și Gâdinți, dar și în comunele Tămășeni, Sagna, Doljești, Bâra, Boghicea și Stănița. Vineri, tot între orele 8:30 și 16:30, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice în localitatea Barticești și în localitatea Izvor din comuna Ion Creangă.